renasatelor. Mesaje și 200 înainte de ora 10, Daniela Iuliana vă ascult cu drag pentru frații mei Nicolae Florin și pentru fratele Cristi din Bogat, statul Suceni, Elena Niță, pentru soțul meu Niță Adrian, 33 de ani astăzi. Noi dorim să fie sănătos, la mulți ani cu sănătate, domnule Adrian Niță. Mihaela Constantinescu, pentru bunica mea Petre Polistenia, din comuna Vlădeni, deci Iubinița, de la Mihaela, David și Raluca, te iubim mult, mult, foarte mult, pentru bunica Petre Polistenia, din partea doamnei Mihaela Constantinescu, din capital. Mulțumesc mult de tot! Irela Costela, o zi frumoasă în Ialomita, pentru toții de acolo, Lucian Gută, pentru cumătrul Costel, care ascultă antena statelor la această oră, Maria Lipan, bună dimineața, din statul Dudescu, Prăjirila. Pentru nepoțica mea, Alexandra Valentina Bordei și pentru soțul lui Adrian Georgian Bordei. Au primit în dar de la Dumnezeu o fetiță de toată frumusețea, Castriana. Multă sănătate și fericire vă doresc, recuperare ușoară mămicii. Vă așteptăm acasă, ce bucurie în această familie. Adrian Georgiana Bordei, să vă trăiască prințesica. Maria Lipan trimite mesajul. Angelica Popa, bună dimineața, pentru toți consătenii mei din Botești, ungureni din Bacău, ascultă antena statelor foarte multe acolo. Angelica din Bacău, vă mulțumesc. Vestina Pricope, neața bună, Nicoleta Mirică, de asemenea, Dana Jacotă, vă mulțumesc, Măzoara Colceac, astăzi 55 de ani doar de căsătorie, doar atât până acum, Doina Cian cu Sanche din capitală, la mulți ani, Sorela încă 55, Doina Cian cu Sanche, mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Ion Moțan din Giurgiu, cu toate cele bune pentru soția și frate și ziua de naștere, la mulți ani, pentru drăguț fiica, am 42 de ani de când am devenit mireasă. Elena Gheorghe, zi binecuvântată, sunt stefăneze Ilfo, mulțumesc frumos pentru melodiile alese, Maria Cobocean, Rosa Butacu, de la Londra ne scrie Nicoleta Sus, 50 de ani, mama mea, la mulți ani, sănătate și toate cele bune pentru luminița din Pechisor, de la fetele ei. Mulțumesc mult de tot, Floarea Vasile, sănătate, Iulia Stroie, multe mesaje, Mărioara, Stanciu, Lica, Necula, Ruxandra Ene din Germania, la mulți ani pentru mea Florica, sănătate cu sănătate, cu toate cele bune pentru a mea mamă, soacră. Petruța, bună dimineața, din Valea Cucului, Prahova, o melodie cu surori, pentru Prahova, pentru surioara mea Măriuța, multe mesaje, dragii mei, și de această dată, și mai sticând din el, așa ca să avem timp să le citim pe toate, avem 200 înainte de ora 10, repet, Canelia Bolan, de o frică, sănătate pentru toată lumea.
30, да, да, да. Самое комфортное. Потому что, это широта, на секундочку, там, практически в Сочи, если Сочи, не изменяет память. Да. Сочинские широты, а еще море... ...био. Есть на антенна сателлот. Айдус, лафит. А вот ора зеке. Кирилле антенне сателлот. Бун гасит на адру Кирилле антенне сателлот. Organizatorii Horzii Show 2023, primul eveniment al unei asociații de fermieri cu loturi demonstrative de legume, anunță... Дошло до последнего, боролись врачи, но травмы были несовместимы с жизнью, написал Гладков в своем телеграм-канале. Ранее сообщил... Да, мы până în prezent de mai multe ori. La mijlocul lunii iulie, ministra... Вячеслав Гладков. По его словам, противник сбросил на территорию санатория две гранаты с дрона. В здании выбиты четыре окна и посещен фасад. На месте работают оперативные браны. После падения сбитого беспилотника в башне Нива Тауэр в Москва-Сити нарушено остекление на трех этажах на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал о трех беспилотниках, пытавшихся атаковать столицу. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны. Там уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО. Și s-a administrat tratament simptomatic. La ora 0.53, analizele de la bărăi este pe circa 1.800 de metri pătrați la două corpuri de clădire și un depozit de materiale noi. A fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin intermediul RoAlert pentru incendiu major. Totodată au fost chemate în sprijin echipaje din județele limitrofe pentru a se poziționa la sediul subunităților apropiate intervine. С 8 до 9 утра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 мм. Данные о пострадавших в разрушениях уточняются. Всего с начала суток республику обстреляли 12 раз, по территории попало 35 снарядов. За вторник ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР почти 300 снарядов. Информация о пострадавших не поступала. Российские летчики атаковали возле Артемска пункты временной дислокации ВСУ. Истребители бомбардировщики Су-34 нанесли ракетно-бомбовые удары. О действиях авиации на этом всем направлении проведения СВО рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Истребители-бомбардировщики Су-34 южной группировки войск нанесли ракетно-бомбовые удары.